Salut, camarad, sunt la o cantină studențească în centrul Bucureștiului. Mi-am luat și eu ceva de mâncare, dacă și voi sunteți la masă, vă urez poftă bună. Nu e mare lucru ce mănânce, dar zic eu că e necesar. Dacă am apetit, înseamnă că, dacă am poftă de mâncare, înseamnă că sunt sănătos, înțelegeți? Uite, mi-am luat un cococi. Hai să vi-l arăt așa. Ăsta e cococi, un fel de pâinică. Aici e iahnie cu cârnăcior, cartofi fier la cuptor, o apă și aici am orez sârbesc. Și acolo am ulei de măsline extra virgin, oțet, sare, piper, ce-mi trebuie. Deci e o masă simplă, binecuvântată, orezul sârbesc o să mănânc și mai pe seară din el, că mănânc așa chipzuit, știi, că viața e așa cum este, banii nu sunt mulți. Deci, ce să vă zic, dacă sunteți la masă, vă urez și vouă o poftă bună, toate cele bune, să fiți sănătoși, să fiți optimiști, să fiți încrezători, să aveți grijă de voi că lumea e așa cum este, e pocită. Deci o să mă bucur și eu de iahnie asta, că n-am mai mâncat de mult de iahnie. Nevasta patronului al lui Caius e o doamnă care gătește nemaipomenit, i-am făcut și complimente. E o cantină studențească în centrul Bucureștiului. Dacă vreți să mâncați aici, după la 11 până la 4 e tot timpul de mâncare. Dacă e, mă întrebați și vă zic. E chiar în buricul târgului. Așa, am filmat nițel. O să vă fac o poveste captivantă despre o altă lichea românească în câteva minute. O lichea care a ajuns miliardar, mergând în patru labe, turnând semenii, adică colegii, prietenii și rudele și vecinii, și acum e miliardar în România. Deci la noi numai lichelele au ajuns ceva pe România, știți? Deci v-am zis, fiți cinstiți, fiți drepți, fiți pioși, fiți miloși. Totdeauna să vă gândiți că e cineva mai amărât decât voi, indiferent că sunteți voi de jos, e cineva și mai jos decât voi, știi? Unii sunt și bolnavi și fără bani și dor și pe stradă, deci cum e mai rău? Deci, v-am zis, nu trebuie să aveți milă doar cu turnătorii și cu a cincea coloană, cu trădătorii de neam și țară, cu ăștia care vor să ne distrugă, să ne umble în creiere, să ne facă zombi, roboți și eu știu ce mai vor ei, să ne facă niște marionete, niște măscăriși pe sârmă, știți? Așa, deci cu ăștia nu trebuie să avem milă, pentru că ei știu ce fac, nu sunt copii de țâță, fac conștient din calicie, din prostie, din vanitate, din tot felul de... ca să ajungă la glorie sau la ciolan sau la putere. Deci, camarad, dacă sunteți la masă, poftă bună, vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!